Bună ziua și vreau să vă spun și eu un mesaj din Germania. Pentru toată ceatra de la Stehaia vreau să le spun că îmi pare rău de unchiul meu Gianu, Dumnezeu să-l ierte, Dumnezeu să-l odihnească în pace. Ne pare rău, este în sufletul meu, o să rămână până la sfârșitul vieții mele, o să rămână amintire în sufletul meu, unchiul meu care a ținut mult la mine și eu am ținut mult la el pentru respectul lui. Noi n-am vorbit urât lui copilul lui, lui Măgăruș Ciuș, dar acolo vreau să spun și eu la toată lumea, la toată șatra, că Măgăruș, ce cred el, că rămâne așa, neplătit în viață nimic, nu? Ce cred el? Că a dat drumul pe Lumina, că a venit acasă la copiii lui și că stă lângă familia lui, lângă copiii lui și noi ne-a distrus. Pe noi ne-a distrus. Ursul l-a distrus, l-a despărțit de Lumina, copiii sunt despărțiți de mama lor. Ce cred el? Ce a putut să facă el una ca asta? Cum a putut să facă el una ca asta? Măgăruș Ciuș, unde l-ajutam, unde era un om sărac, Măgăruș Ciuș. Era sărac, era vai de capul lui, noi l-am ajutat tot timpul, i-am luat, tatăl meu îi lua lemne, îi lua porci de Paști, de Crăciun, l-a ajutat că era sora lui, mama lui Măgăruș e sora lui tatăl meu. Și din cauza asta l-a ajutat tatăl meu și fratele meu și cum a putut el să facă una ca asta? L-a omorât și pe Tasu, din cauza lui a murit Tasu de supărările lui, pentru că a lăsat copiii lui pe drumuri care erau bolnavi, copiii lui erau bolnavi, copilul lui e bolnav rău, e handicap, mama lui acum e bolnavă și tasul era bolnav. El nu știa să nu facă una ca asta. Că l-am sunat, băi Ioane, Măgărușule și Lumină, mai sunați și voi acasă la copii, mai mergeți și voi la familie, mergeți și voi și vorbiți cu ei și întoarceți înapoi. Dar nu v-ați dus să mai mergeți, să mai veniți, să mai mergeți, să mai veniți. Nu v-ați dus până l-ați omorât pe Gianu. Credeți că ne omorâți și pe noi? Pe noi n-aveți cum să ne omorâți, că Măgăruș Ciuș nu o să meargă mult. Ce crede el? Că stă la șatră, că n-are nimic șatra cu el. Că merge el în oraș și se întâlnește cu șatra și nu-i face nimeni rău. N-are cum să nu-i facă nimeni rău. Să găsește un nepot din familia noastră, care nici nu ne gândim să se gândește și îi dăm capul ceva. Că a omorât pe Tasu și că a despărțit familia lui Ursul, lui nepotul meu. Cum a putut el să despacă el familia aia unde a făcut să tata? Pe Ursul și pe Lumina tata a făcut nunta lui Ursul și a lui Lumina. Cum a putut el să facă una ca asta? Un sărac, vai de capul lui, de murdar, de împuțitul dracu. Păi eu până acum nu m-am băgat, dar ce crede el? Că el rămâne el la șatră? Că stă în șatră el și s-a băgat el cu nepasta lui. Vrăjeală ne dă nouă vrăjeală, nu? De la șatră, că îmi dă și mie vrăjeală. Crede că așa rămâne ceva neplătit în viața asta. Cum a lăsat pe Leonardo ăla mic fără mamă și pe Alex. Și crede că așa e. El a venit acasă, stă împuțit în pat acolo, ci că stă cu familia lui și pe noi ne-a distrus. Vede că vine eu acasă acolo la șatră, să fac judecată țigănească, să vadă el cine vine.